Bun găsit, doamnelor și domnilor! De la această oră vom avea o emisiune foarte frumoasă la unul din apicultorii din Ruci, la domnul Ion Popescu, care are o pasiune dincolo de tot ceea ce face. Roiul de albine este peste tot aici la domnia sa acasă și nu numai, și este unul din apicultorii care, da, vine și pe piața de la Târgu Jiu cu mierea de aici atât de bună. Așadar, vă voi întreba cum este această afacere, cum este pasiunea dumneavoastră și dacă vă dedicați așa tot timpul sau din când în când. Pasiunea asta o am de câțiva ani buni, având în vedere că am funcționat ca învățător pe teritoriul acestei comune, iar de circa 2 ani de zile am ieșit la pensie. Și ce preocupare pentru un pensionar mai bună, mai dulce, poate fi decât aceea de apicultor. Sunt unul dintre apicultorii care fac pastoral cu stupii. Unde? Deci nu rămân cu ei pe vatră, pentru că flora spontană a zonei nu oferă suficient de mult nectar ca să o numim și o afacere, această îndrednicire în apicultura. De regulă, pastoralul fac în județele limitrofe. Avem o bogăție imensă în județul Dolj, care fiind o zonă de câmpie, avem culturi diverse. Și începe din luna aprilie, începe anul apicol, practic, cu primul cules, care este rapița. Am fost circa 3 săptămâni de zile și am stat cu stupii zi de zi, noapte de noapte, acolo cu ei, pentru că la rapiță se fac stropiri, se fac fel de fel de tratamente care le afectează. Dacă nu ești cu albina acolo, risc să îți moară. Al doilea cules este salcâmul. Salcâmul de regulă îl fac în zonă, că avem suficient salcâm, iar chiar astăzi noapte, mâine dimineață, la prima oră, deja am plecat cu stupii la un salcâm puțin mai întârziat, care este undeva în zona județului Hunedoara. Deci mâine dimineață deja stupii mei sunt plecați de pe locația actuală în județul Hunedoara la un salcâm mai întârziat, sau salcâm 3, cum numesc apicultorii. Se spune că dacă am consuma miere, am fi super sănătoși, așa e? Doamne, mierea este un aliment complet. Este un aliment care nu are termen de valabilitate. De aceea rămân surprins când văd prin magazinele noastre, supermarketuri, anumite sortimente de miere unde undeva într-un colț scrie termenul de valabilitate. Mierea nu are termen de valabilitate. Mierea niciodată nu alterează dacă este produs natural. Dacă noi ce să înțelegem dintre asta? Că n-o fi sau că e legislația impune? Domnule, la noi sunt multe lacune vis-a-vis. Nu numai apicultura are carențe. Multe ramuri ale agriculturii au carențe la noi. Prețul mierii este foarte, foarte scăzut. Este mai scump un borcan de dulceață decât un borcan de miere. Pentru că vin intermediarii și se scumpără la Angro, mierea la nici la a treia parte din prețul care se ar vinde pe piață. Ei o duc, o procesează, o duc în Germania, o duc în Franța, fiecare de... Și acolo revine prin lanțurile noastre de magazine aceeași miere, procesată, mai știu eu, mai... Dar are termen de valabilitate. Da, am înțeles substratul dumneavoastră și e bine de știut. Spuneți-ne, ziceați că e ieftină. Eu știu prețul așa, de 25 sau 35 borcanul. Și e adevărat ce spuneți. Asta e prețul pe piață. Pe piață, prețul pieței. Dar dacă vrei, ai o cantitate de 300-500, o tonă de miere, nu poți să o vinzi la prețul ăsta, pentru că ți-o cumpără un intermediar la 12 lei, 15 lei kilogramul. Și atunci, întrebare, nu mai bine vă faceți o societate și să vindeți direct dumneavoastră mie, lui X, lui Y? Nu e timp. De regulă, noi care producem mierea, suntem axați pe a produce mierea. Trebuie altă verigă din spate să vină și ar trebui un întreg lanț ca să o valorifice. Cine se ocupă de producție, nu poți să faci și producție și stupul totuși. Albina este harnică, muncește, ea face destul, dar dacă nu o ajuți și nu îi dai ce îi trebuie la timpul respectiv, te uiți la ea, fără să-ți producă nimic. Spuneți-mi că e o întrebare grea și asta. Statul ajută apicultorul sau absolut deloc? Domnule, de câțiva ani de zile primim un ajutor minimis
per familia de albine. Sunt niște proiecte, se fac niște proiecte de-astea cu fonduri europene vis-a-vis de albine, dar e greu, e încălcită și e documentație stufoasă, după părerea mea, multă și omul renunță. Am încercat și eu cândva să accesez un astfel de fonduri europene. Am întocmit dosarul, totul a fost ok, dar în anul respectiv, fiind mai multe cereri decât suma alocată, s-au pus niște criterii de departajare și, bineînțeles, la aceste criterii dosarul meu a picat, pentru că trebuia să am sub 38 de ani ca să fiu punctat, trebuie să fiu în zonă defavorizată ca să fiu punctat, trebuia să fiu pe bio ca să fiu punctat și așa mai departe. Mai mult discriminare. Da, eu știu că sunt niște proiecte care ajută mai mult pe tinerii fermieri. Ori unul care e și la pensie nu poate fi numit tânăr pensionar, nu tânăr fermier. Tot tinerețe este și aici și vă întreb ce înseamnă stupina dumneavoastră, câți stupi, câte familii de albine și care a fost anul care a fost foarte dureros? La ora actuală dețin un număr de 60 și ceva de familii de albine. Anul ăsta sper să mă extind puțin, să înmăresc numărul, întrucât i-am înmulțit cu încă circa 20, încă intenționez să fac 20, pentru că în perioada asta salcâmului se fac roii, adică se multiplică familiile de albine. Sunt anumite procedee. Ori până a deveni acel roi, a deveni stup, mai durează. Trebuie prima dată să-ți eclozeze matca, după aia matca trebuie să împerecheze și de-abia când matca începe să depună ouă și începe să-și mărească efectivul în stup, de-abia atunci poate fi numit o familie de albine. Deocamdată sunt tentative. Dar eu am 20 de astfel de tentative să măresc de la 60 și ceva la 80 și ceva numărul de familie de albine. Un an greu? La ce vă referiți? Dacă ați avut probleme cu ei, cu tratamentele, că e foarte greu să ții un stup în viață. Da, de regulă dacă te ocupi de stupi și le preîntâmpini bolile, totul e ok. Mi s-a întâmplat și mie într-un an, într-o iarnă, și nu mi-explic, mi-au murit 7 familii. Nu le găsesc explicația, dar în sfârșit. Deci, practic, necazuri mari nu am avut cu mortalități, pentru că sunt atent cu ei, îi verific, deci nu trece la 2-3 zile, trebuie neapărat să treci, să le faci cel puțin sumar, așa, o privire de ansamblu, să arunci asupra stupinei și atunci totul e ok. Pentru că un stupar își dă seama după cum zboară albina la urdiniș, dacă are ceva probleme sau nu are ceva probleme acea familie. Cum zboară? Într-un anume fel, într-un fel anume. E vorba de densitatea albinei la urdiniș și vorba de felul cum zboară, dacă zboară, dacă stă pe placă sau, mă rog, sunt mai multe feluri de a interpreta starea de sănătate a familiei. Și v-aș întreba cum v-ați documentat pe parcursul anilor? Sunteți autodidact sau moșteniți din familie? A mai fost cineva? Nu, sunt autodidact vis-a-vis de chestia asta, pentru că apicultura e bine să ai un mentor. Dar să știți că nu seamănă două situații, nu sunt identice. De exemplu, dacă eu am la un stup o situație, o problemă, și aceeași problemă am la un alt stup, nu se rezolvă în mod identic cele două situații. De la caz la caz, trebuie urmărit fiecare familie în parte, rată, ramă cu ramă, văzut pe ei ce este, ajutat, mă rog, fel de fel de procedee și fel de fel de pe care și cărți de specialitate acum avem internet, avem informații peste tot, numai să fie voință. Dar cea mai verosimilă, știu eu, este experiența. Dacă nu ai experiență, e greu. Ți-e frică și de o înțepătură. Apropo, vă înțeapă multe pe zi.
mă înțeapă, am avut situații, cred că am avut și peste 100 de înțepături pe zi. Și luați ceva medicamente sau nu? Nu. Sunteți mai sănătos, apropo? Ba din contră, am văzut că se fac reclame pe la televizor cu... Romatismul, cu romatismul, cu apitoxina aceasta care mulți o recomandă. Spuneți-mi dacă este bine să consumăm miere zilnic. Se zice că mierea este antibioticul natural și că ne ține mai mult în viață. Este așa un elixir, un panaceu universal. O linguriță de miere dimineața îți oferă suficientă energie să treci peste, știu eu, momentele grele din timpul zilei. Iar o linguriță de miere luată seara îți asigură un somn liniștitor, odihnitor. Deci, dacă un om consumă barem o linguriță dimineața și una seara, este suficient. Așadar... Nu recomand îndulcirea ceaiului sau a cafelei cu miere. Să nu fie fierbinți, nu? Cât fiind niște lichide fierbinți, mierea își pierde din calități. Devine toxică, cum am auzit noi? Toxică, dar își pierde din calități, pentru că n-are cum să devine toxică, pentru că e nectarul și polenul luat din floare. Ce poate fi mai natural decât asta? Bineînțeles, dacă nu floarea respectivă nu este într-un mediu toxic, ca să fie el contaminat, pentru că sunt noxe acestea care și mai sunt substanțele chimice care fermierii de regulă le folosesc pentru a-și mări producțiile de rapiță sau de floarea soarelui, dar nu toate le fac bine albinelor. Eu vă mulțumesc mult, să mergem să vedem și stupina acolo unde este ea. Da, o să vedem și stupina, o să vedeți, eu am un mic atelaj, ca să spun așa, o remorcă, pe care am pus un pavilion, un modul, cu 36 de familii, pentru că atunci când se merge la pastoral, nu se merge cu familiile slabe, se merge numai cu familii puternice ca să culegi. Ei, asta n-am știut. Nu se merge așa să fac muncă patriotică, să-l prim și pe el pe acolo. Că mergem la treabă, nu mergem la excursie la când facem pastoral. Deci harnicele de ele trebuie să culeagă pentru noi toți. Da, da. Să mergem atunci să vedem și stupina. Harnicele și sunt ființele care întrețin viața pe Pământ. Planeta este... există... Datorită albinei. Și datorită albinei, sau poate numai datorită albinelor. Nu știu dacă n-ar mai fi albina aceasta să facă polenizarea, dacă Pământul ar mai avea aceeași înfățișare. De vorbă și cu viceprimarul de aici din comună de la Turcinești și ne spuneți, domnul viceprimar, unde suntem? Că suntem la o stupină a domnului Popescu Ion, dar cum se numește locația? Am ajuns între satele Rugi și Horezu, zona denumită Capul Câmpului. O zonă foarte bogată în floră, o zonă cu foarte mult salcâm, unde domnul Popescu, unul dintre apicultorii comunei Turcinești, a adus stupina. În zona noastră în comună sunt mulți apicultori care dezvoltă stupinele și merg în pastorală. Aici domnul Popescu l-a adus la salcâm. Aveți foarte mulți apicultori și spuneți-mi, da, dacă din toată mierea de albine de aici ajunge și pe Teșgheaua de la Târgu Jiu sau oamenii de aici o duc oriunde în altă parte?
ajunge și pe dejgheaua de la Târgu Jiu, în piața din Târgu Jiu, dar puțină cantitativ, deoarece apicultorii le vând angro la diversi care achiziționează angro mierea. Aici cred că este o lacună a statului de nu ajută producătorul. Așa e, că toți se plâng. Dar spuneți-mi la dumneavoastră, în total, cam câți aveți? La noi, pe raza comunei, sunt peste 20 de apicultori care au un număr destul de mare de stup, de la 50 de familii în sus. Este o zonă renumită. Da, sunt și mulți se dezvoltă acum. Deja mulți s-au apucat din nou să-și cumpere lădițe. Chiar ursa care a fost acum 40 de ani, 50 de ani apicultor, a fost o perioadă în care s-a lăsat, dar acum a ajuns la 20 de stupi. Și asta e viața lui. Cei care se ocupă de apicultură, e viața lor, e pasiunea lor. Spuneți-mi dacă îi ajutați în vreun fel sau mai pot primăriile să le dea o mână de ajutor la oameni? Primăriile nu pot să-i ajute, că nu există modalitatea de a ajuta. Nu există. Cu sfaturi, nu? În România. Cu sfaturi, nu. Nu există posibilitatea asta. Dar ei se ocupă, se dezvoltă. Aici, pe zona noastră a comunei, sunt foarte mulți agricultori, nu numai apicultori, care au foarte mult teren agricol. Aici, în zona în care am ajuns, nu este o zonă de deal, care i-a ajutat foarte mult pentru înființarea plantațiilor. Aici se dezvoltă foarte bine atât livezele de pom, cât și vița de vie, alături de stupii care dumnealor îi au. Și o ultimă întrebare, cum i-ați convinge dumneavoastră pe tineri să vină aici în mediul rural? Pentru că pot să le dau eu garanția că este foarte frumos, este mirific aici unde ne aflăm. Sunt parcă sate așa uitate de lume, cu multă verdeață, ozonate, o frumusețe de nedescris. Din păcate, tinerii au plecat. Întrucât statul nu le acordă ajutor, munca la țară este foarte prost plătită, forță de muncă nu mai există, a rămas în zonele rurale doar bătrânii, fiindcă tinerii au plecat în alte locuri unde pot să-și găsească un job pentru a-și crea o situație financiară mai stabilă, mai bună. Vedeți, dumneavoastră, agricultura depinde foarte mult și de vreme. Dacă vremea nu este bună și nu-i ajută, nu e prielnică, nu au cu ce se dezvolta. Ca să faci agricultură în România, zootehnie, apicultură, orice altceva, ai nevoie și de un sprijin de la stat. Nu știu în ce măsură se bucură producătorii agricoli de el, dar vom sta de vorbă și cu reprezentanții de la Direcția Agricolă, care ne vor spune în acest an pe ce măsuri, ce pot accesa tinerii și nu numai, pentru a putea să se dezvolte într-o economie de piață, așa cum este cea a României, și cu condițiile meteo, care ați văzut și dumneavoastră ce nefaste sunt uneori. Așadar, domnul Alin Petrică, spuneți-ne ce ajutor au apicultorii, pentru că suntem acum la un apicultor de la stat. În momentul de față ne aflăm la finalul unui program PNDR care a durat destul de mulți ani. Iată că începând cu anul viitor va apărea Planul Național Strategic. Deocamdată aceste documente sunt în dezbatere la Bruxelles, iar speranța Ministerului Agriculturii este ca începând cu 1 ianuarie 2023 noile forme de sprijin pentru agricultori să intre în vigoare. Până anul acesta, apicultorii au fost sprijiniți de stat, așa cum am spus, prin PNDR,
pe mai multe măsuri, măsurile care au fost adresate tinerilor fermieri cu vârsta de până în 40 de ani, măsuri care au fost foarte bine primite și în județul Gorj, și bineînțeles măsurile mai mici, au fost măsura 1.4.1 prin care s-a primit 1.500 de euro și ulterior măsurile 6.1, așa cum a spus, pentru tineri fermieri, și 6.3, prin care apicultorii au putut să primească 15.000 de euro de la stat. Nu în ultimul rând, în ultimii ani, Ministerul Agriculturii a acordat o serie de ajutoare de minimis, tocmai pentru că în perioada aceasta de primăvară condițiile meteo au fost nefavorabile, astfel încât până în toamnă apicultorii au putut să depună documentele și să primească între 20-25 de lei pe familia de albine, un ajutor binevenit și apreciat de către apicultori. Nu putem să lăsăm la o parte nici Planul Național Apicol, prin care în fiecare an apicultorii pot să facă o serie de achiziții și prin care pot astfel să-și dezvolte afacerile. Însă, din punctul meu de vedere, nu trebuie ca atât apicultorii cât și ceilalți oameni care lucrează în domeniul agriculturii să se lase doar pe ajutorul statului. Iată că trebuie să înțelegem și noi aici în Oltenia, așa cum s-a întâmplat în celelalte regiuni ale țării, că o formă de asociere este absolut necesară în perioada actuală, și mă refer aici mai mult la cooperative, pentru că viitorul agriculturii va fi cooperativa. Ajutoarele care vor veni și schemele de ajutor prin Planul Național Strategic, așa cum am înțeles, vor veni mai ales pentru formele asociative și mai ales pe cooperative. Este de altfel bine cunoscut că puterea unei cooperative pe piață este infinit mai mare decât puterea unui singur membru, chit că el este persoană fizică pe FAII, și odată asociații atunci pot negocia prețuri mai bune, pot să-și facă chiar propriile magazine în care să desfacă marfa și pot intra pe piață mult mai ușor. Și o ultimă întrebare, spuneți-mi, dacă eu mâine vreau să dezvolt o asemenea afacere, ce îmi trebuie? Că depinde foarte mult de vârstă, depinde foarte mult de bugetul meu financiar și probabil de alții cumul de factori din mediul rural, acolo unde vreau să-mi dezvolt afacerea. Așa cum am spus, în momentul de față ne aflăm la finalul PNDR-ului, încă nu sunt măsuri active pe dezvoltare în ceea ce privește domeniile agricole. Așteptăm, începând de la anul, PNSE, Plan Național Strategic, unde vom avea foarte multe scheme de subvenții, astfel încât momentul respectiv noi vom fi aproape de agricultorii din județul Gorj și sperăm ca absorbția fondurilor să fie mult mai bună ca până acum. Vă mulțumesc! Iată, stimați telespectatori, aceasta a fost emisiunea. Sper că v-a plăcut, de aici, dintr-un cadru natural, dintr-o stupină, acolo unde se și aude roiul de albine, acolo unde se produce o miere naturală, într-un decor de vis. Până data viitoare, la o altă emisiune, la un alt producător agricol, vă spun toate cele bune, numai bine, la revedere!